Ia să văd pe care să o desfac. Pe asta? Sau pe asta? Cred că pe asta, pentru că are unghi, văd eu. Erica, vreau și să deschid un Eloel. Ce să faci cu din? Să deschizi o păpușă Eloel? Dar asta s-a pentru fete. Tu nu prea poți deschizi pentru că ești băiat. Dar vreau și eu una. Nu! Las-o pe mine. Ai și tu jucările tare. Să eu te-am lăsat pe tine să desfaci mașinuțe. Auzi, dă-mi păpușa Eloel mie și du-te și te joacă fotbal afară. Cât de frumos e! Voiam și eu să deschid. Mă văd cum arată Eloelul din alea noi. Mama, vreau să văd și eu. Asta e. Aici se află scris piciul. Vai, cât de drăguț e păpușica! Ce păr frumos are! Și mâinile sunt flexibile! Ce parcă sunt reale! Ce? Pe bune, Codrin? Tu mă urmărești? Ți-am zis să te duci afară să te joci cu mingea. Eloelul e pentru fete. Da? Bine, Erica. O să vezi tu. Dar oare ce unghie să iau? Ce mi se potrivește? Asta cu gogoși? Cu înghețată? Roz sau mov? Ia să văd. Nu. Ia să văd asta. Parcă măvul îmi stă mai bine. Uite așa. Ce-i voi, Codrine? Tata, vrei să jucăm fotbal? Măi, tate, măi, am și o întrebare la tine. Tu observi că eu sunt aici pe o scară și fac o treabă? Chiar ți se pare că stau degeaba? Du-te și te joacă în drum, caută pe cineva. Eu am treaba, acum nu mă pot juca cu tine. Da, de parcă în drum aș putea să mă joc cu cineva. Cu cine să mă joc? Acolo nu-i nimeni. Bună ziua! Bună ziua! Ce faci, măi, băiete? Moșoan, dar unde vă duceți? Eu mă duc până la magazin și o pâine. Se duce la magazin, Moșoan. Știu! Stai să-i vezi ce fac. Hai să vedem. Bine. Yes. Valeu.
Păi și-am căzut șalele mele și asta. Și cu sfoara asta, uite, dintr-o parte în cealaltă. Valeu. Ia uite, asta duce încolo la vecinul. Aoleu. Dai și-ai mâna la gheaurul șala, că el era din aur în drum. Ei, lasă că mă duc eu la tațu să-i spun ce face. Ia să iau și asta dovadă ca să vadă tațu. Să nu zică că vor ghez ca iurea. Ia să-i fac și lui tata o tață. Deci... Să stau pitit aici să nu mă vadă. Doamne, că multă treabă mai e la casă toamna. Da, uite, nu mă frunzi. Vecine! Vecine, hai noroc! Da, moșioane! Vino leacă, spun o vorbă. Hai că vin acum, imediat vin. Da. Dar oare ce-o pățit? Asta ce cuiu când m-a scăpat? Păi tu erai? Cotrin, tata! Dar tu faci farse din astea, măi, tata! Uite ce m-am murdărit! Nu râde, că nu-i frumos! Las că vorbim după ce mă întorc. Mă duc, mă chema Nea Vasile, Nea Ion. Aoleu, de ce-a venit Moș Ioan? Să plec în casă! Hai, noroc, Moș Ioan! De ce faci? Ce s-a întâmplat? Cu ce ocazie pe la noi? Uite ce-am găsit! La Natalie, la garaj! Cum adică? Zi, Natalie, de vecine! Asta nu-i de la Natalie, de acasă! Era la garaj! Și tare mă tem! Ține, uite! Da, din asta am și eu cu acasă. Și tare mă temeau că și fișoarele tale au pus-o acolo. Poftim? Asta era la mine la garaj. Ne-a întins-o, eu m-am împiedicat și tare am mai căzut jos și m-am pălit. Vai de capul meu. Vai, Moș Ioane, mii de scuze. Ei, lasă, vecine, eu înțeleg. Îs cu ochii, da, o leacă mai mult acolo, mai autoritar așa să fii cu el, n-ar strica. Bine mai zici, las că cobor în militaria din poate acum. Uite ce-o trecut prin cap, uite și mie mi-a făcut adineau. Acum când vedem la Matale să văd care-i treaba, uite, am căzut din cauza lui. Că ia că așa, la șop oamenii chișoarele. Hai, sănătate, nu faci nimic. Eu am venit să te anunț că nu-i frumos și-a făcut. Bine, la că găsesc eu acticul jocului. Mulțumesc încă o dată că ai venit să-mi spui. Sănătate și mii de scuze, îmi ceri un scuze în numele lui. Sănătate. Seară bună. Codrin? Codrin? Unde-i Codrin? Nu știu, e sus. Eu acum fac cafeaua. Auzi, deci trebuie să spun ce-a făcut Codrin. Ce-a făcut? S-a dus. Și am închis o sfoară din gardul lui vecinul până la noi în garaj și i-a pus piedică lui Moș Ion. Era săracul om să-și rupă picioare, Doamne ferește. Asta bilea ne mai trebuie acum. Ei, Doamne, chiar a făcut el așa ceva? Da, iar mie mi-a pus un ban aici pe jos, eu am crezut că mi-a scăpat din buzunare. Și a început să mă trag așa, m-am aruncat după dânsul și uite ce m-am urdărit. Trebuie să recunoști că farsa asta cu banul chiar este amuzantă. Eu nu zic că nu e amuzantă, da, e amuzantă, dar să facă el treburi de astea la oameni în vârstă, dar să n-ai tu un pic de bun simț în tine. Deci, îmi pun peruca, acum o să-mi pun toată peruca, doar că ăsta e deja mai can. De unde am învățat să fac eu lucrurile astea? De unde? Surse de informare n-are acum? Vedeți-te pe internetul ăsta, sunt tot timpul zbune. Erico! Erico! Da? Ce m-a strigat? Mama!
Așa ceva nu se face și să știi că am de gând să-l învăț minte. Trebuie să-i ofer o lecție. Ei, da, acum cred că n-ai să te duci la el să încerci să-l traumatizezi pe bietul copil. Ei, Doamne ferește, cum să fac asta? Am eu alte metode, stai să vezi. Mama! Ce-i mă, Eric? Ce-i mă, Cotrin? Toti! Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat cu Cotrin. Deci, el m-a schimbat și apoi m-a schimbat și era să mă lovesc. Și eu ce să-i fac, Erica? Dacă te-ai speriat, asta este. Dacă asta știe să facă... Dar poate ai zis că vrei să cobori militaria din pod. Nu mă ceartă tata. Ea s-a speriat pe Erica. Ia, așa. Am un plan. Acum mă duc sus să-i vin de ac. Oare sânge? O, nu, ce-am făcut? Mama! Mama! Mamă, ce-am pățit? Ce s-a întâmplat? L-am speriat pe tata și a dat o capul de perete și uite! Și-a spart capul? Erica, du-mă repede telefonul să sunăm la ambulanță! Tata, te rog, trezește-te! Îmi pare rău ce a făcut! Da, aici... Da, dacă strada asta a venit, cred că e urgent! Ce ai făcut? Tata, te rog, trezește-te! Codrin, tate, nu mai plânge, tate. Sunt bine! E bine! Da, a fost doar o farsă! Ketchup. Uite, vezi? Asta am făcut. Mi-am pus ketchup ca să pară că e sânge. Da, dar de ce mi-ai făcut asta? Ca să înțelegi cât de gravă poate fi situația. Tu îți dai seama că, făcând farsa asta, Erica putea aluneca, așa cum am făcut eu, și să se lovească de adevăratele. Tu știi că Moș Ion este bătrân, abia merge. Tu știi că putea să șupă un picior sau o mână? În momentul când ai tras foara? Dar eu nu am vrut să-i fac rău, am vrut doar să mă distrez. Eu înțeleg că ai vrut să te distrez, dar să știi că orice distracție trebuie să aibă anumite limite. Da, tata, am greșit și îmi pare rău și nu am mai vrea să o fac. Bine, tati, mă bucur că ai înțeles. Acum hai să mergem la masă și să facem extragerea, să vedem la cine merg cele două biluțe, el eu, din video-ul trecut. Dar pot să extrag eu? Sigur că da! Hai, yeah! Hai să vedem! Hai să vedem cine câștigă cele două biluțe Eloel. Ia să vedem și... Să vedem! Start! Sperăm să fie din prima răspunsul corect. Gabi Stoica, ia să vedem ce scrie aici. Nu e corect. Dar nu are niciun răspuns. Deci nu ne-a spus dacă știe sau nu știe răspunsul. Pick another winner! Sperăm să fie corect. Ia să vedem. A doua oară poate e cu noroc? Micuța, ce zice acolo? Love you, Erica și familia. Ai, nu pot să cred, micuța ta. Mai dai o dată. Pick another winner. Și start. Hai că a treia oară e cu noroc. Magazin Noel, Carrefour, BBT, Emag, Selcross, LOL. Deci, Gabriela Knabe 2350. Felicitări! Ai câștigat! Bravo! Felicitări! Ai câștigat? La două minute LOL. Deci, Gabriela Knabe, nu uita să ne scrii un mesaj
ca să putem discuta mai multe despre cum intri în posesia celor două biluțe LOL Mix and Make Birthday Cake și Baby Bundle Surprise. Așteptăm să ne scrii. Iar voi nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Pa, pa!